Bună ziua, stimați cetățeni! Ceea ce a fost în Parlamentul Republicii Moldova ultimele două săptămâni este un lucru destul de grav. Cu toții ați văzut cum au fost propuse și votate proiecte de legi cu încălcarea tuturor normelor, proiecte votate în 30 de secunde, pe bandă rulantă și așa mai departe. Evident că dreptul nostru și obligația noastră ca deputați este să contestăm și să oprim efectele legilor nocive, care în viziunea noastră atentează la securitatea națională a Republicii Moldova. Și sunt un sumedenie de proiecte de acest gen, votate în urma unor înțelegeri politice obscure. Evident, pe lângă faptul modului în care s-au votat mai multe proiecte de legi, avem tot mai multe semnale că în unele cazuri proiectele votate nu corespund cu proiectele redactate. În unele cazuri încercăm să găsim totuși textele finale ale rapoartelor comisiilor sesizate în fond și așa mai departe. Astăzi urma să merg la Curtea Constituțională a Republicii Moldova pentru a sesiza în alta curte referitor la câteva proiecte care deja au fost trimise spre promulgare către președinția Republicii Moldova. Deși încă de dimineață, pentru a putea merge cu contestație la Curtea Constituțională, am solicitat Secretariatului Parlamentului să-mi fie prezentate proiectele care au mers spre promulgare președinției, am primit refuz și deja este o oră târzie în care nu pot obține textele finale ale proiectelor, acelor 22 de proiecte care au mers spre promulgare și semnare la președinție. Este un lucru grav. Am depus și un demers înscris în care se indică că astfel se încalcă legislația în vigoare, cel puțin sub aspectul contravențional. Articolul 316 din Codul Contravențional, refuzul de a prezenta informații deputatului în Parlament. Mai ales că avem anumite indicii și bănuieli, așa cum am spus, că nu neapărat, adică a modul în care s-a desfășurat toate aceste ședințe din data de 3 decembrie și ședința de miercuri, care au fost votate, proiecte așa cum au fost votate. De la început votate, ulterior voturi anulate, după care iarăși băgate niște amendamente în urma unor înțelegeri timp de 5 minute pe holurile Parlamentului. Lucruri grave. Și obligația noastră era să contestăm toate aceste proiecte de legi. Pentru a le contesta, noi avem nevoie de textul final al proiectelor care au mers spre promulgare, astfel încât să oprim în mod imediat efectele juridice acestor proiecte care în viziunea noastră sunt nu doar că neconstituționale, dar și care atentează la securitatea națională a Republicii Moldova. Evident că în condițiile actuale nu ne rămâne nimic de făcut. Dacă în termen foarte rapid, astăzi, acum, vom primi repetat refuz de a ni se prezenta cele 22 de proiecte, textul final a celor 22 de proiecte trimise spre președinție, nu ne rămâne nimic altceva decât să sunăm la 112 pentru a contesta, pentru a constata refuzul prezentării unor informații deputatului în Parlament. Evident, cunoaștem toate subtilitățile, Secretariatul Parlamentului nu este de vină pentru faptul că au primit indicații politice să nu ne prezinte toate informațiile pentru a le putea contesta. Mai mult ca atât, știm foarte bine și că de la președinție, după ce Dodon a pierdut alegerile, vor veni în Parlament pentru a se angaja o armată de oameni. Și li s-a sugerat funcționarilor din Parlament că ar putea fi înlocuiți dacă nu vor executa anumite indicații politice. Eu rog foarte mult, în special conducerea Parlamentului, să nu facă presiuni pe angajații Parlamentului. Îi atenționez că din anumite abuzuri pe care le fac vor purta răspundere.
nu doar contravențional și vor urma foarte mult timp să, de azi înainte să umble prin instanțele de judecate în cazul în care astăzi, în termeni rezonabili, nu ne vor prezenta această informație astfel încât noi să putem merge la Curtea Constituțională și să contestăm aceste proiecte în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, în conformitate cu regulamentul Parlamentului, în conformitate cu altul normativ relevant. Ulterior vom ieși și cu alte informații în fața cetățenilor. Acum colectăm informații. Din, așa cum am mai spus, din anumite indicii și presupuneri de ale noastre, pentru că nu avem încă toată informația de plină, am încercat să monitorizăm tot, fiecare virgulă, fiecare cuvânt care s-a rostit în două ședințe ale Parlamentului în care s-au votat foarte multe legi dubioase, că pe lângă faptul că și modul în care s-au votat, cu siguranță, vă asigur, stimați cetățeni, foarte mulți din deputații care au ridicat frumușel mâna pentru acele proiecte, nici nu știu pentru ce au ridicat mâna, lucru și mai grav, că din anumite indicii s-a recurs și la falsificarea unor documente. Nemai vorbind despre faptul că nu s-au publicat anumite avize negative la un șir mai amplu de proiecte legislative care au fost votate în două lecturi cu încălcarea procedurilor, proiecte care în viziunea noastră sunt neconstituționale și urmează să fie contestate. Indiferent de cât de mult vor tergiversa procesul de prezentare a informațiilor, aceste proiecte vor fi toate contestate la Curtea Constituțională. Până a pune semnătura Igor Dodon pe aceste proiecte sau după ce va pune semnătura pe aceste proiecte, proiectele vor fi contestate la Curtea Constituțională. Și argumentările juridice pe care deja le-am identificat la toate aceste proiecte, unele populiste, altele neconstituționale, evident, ne dă încrederea că ele vor fi nu doar suspendate, dar și anulate ca fiind neconstituționale. Rog încă o dată conducerea Parlamentului să lase în pace funcționarii de rând din cadrul Parlamentului. Rog funcționarii de rând din cadrul Parlamentului să prezinte cât mai urgent informația solicitată, inclusiv prin demersuri scrise. Altfel, suntem nevoiți pentru a proteja interesele statului, pentru a ne exercita obligațiunile funcțiilor de deputat, să apelăm la poliție și ulterior în instanța de judecată pentru a putea restabili, dacă vreți, cadrul normativ obligatoriu pentru toți, indiferent ești funcționar, parlamentar, ministru și așa mai departe. Cadrul normativ este obligatoriu pentru toți. Fac încă o dată apel la rațiune după tot dezmățul care s-a petrecut ultimele două săptămâni. Sper cel puțin să nu se recurgă și la mai mari abuzuri. Deja credeam că am văzut totul, dar din ce în ce tot Parlamentul acesta cade mai jos și mai jos. Peste ceva timp, eu împreună cu colegii mei vom ieși cu informații suplimentare referitor la anumite încălcări deja tehnice la care a recurs această majoritate parlamentară. Și, evident, toate aceste abuzuri vor fi contestate. Nici să nu se lase cu ideea că nu vor fi contestate și, într-un final, anulate. La câte abuzuri au făcut în procedura de adoptare a actelor, la câte abuzuri au făcut în vederea nerespectării Constituției, sunt practic convins că toate aceste acte vor fi într-un final anulate. Scopul nostru, de ce insistăm foarte mult pentru a ne fi prezentată toată această informație astăzi, pentru a opri efectele juridice a mai multor acte care în viziunea noastră sunt neconstituționale și vom reuși să fie pe pace. Eu vă mulțumesc, stimați cetățeni, vă doresc sănătate și în caz de necesitate, vă rog să fiți alături pentru a opri și alte dezmățuri la care vor recurge, din păcate, această majoritate parlamentară curând. Mersi foarte mult!